Iubită Biserica Domnului Iisus, este timpul acum să citim din Evanghelia Domnului nostru și vă invit în semn de respect să stăm împreună în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Citim paragraful intitulat Cina cea de taină, versetele de la 26 la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Vă invit să ne aplecăm capetele. Tată Ceresc, este duminică dimineața și suntem înaintea Ta împreună. Ne-am adunat de peste tot și am umplut sanctuarul acesta, ne-am închinat, ne-am rugat, am cântat, însă dincolo de ceea ce am făcut în mod public, fiecare dintre noi avem o inimă unde nu pătrunde nimeni decât dragostea Ta. În dimineața aceasta mă rog, Doamne, cercetează fiecare persoană prezentă aici. Cercetează pe cei care prin intermediul internetului sunt cu noi în Duhul. Doamne, atinge pe fiecare. Tu prin dragostea Ta poți pătrunde în sufletul nostru, Doamne. Privește-i pe cei care lăcrimează, pe cei căzuți, pe cei dezamăgiți, pe cei înfrânți, pe cei care simt sentimentul vinovăției și iartă-ne pe toți pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Dă-ne cuvântul Tău acum. Noi știm că Tu lucrezi prin Evanghelia Ta. Doamne, ridică-ne, Doamne, îmbărbătează-ne, Doamne, mustră-ne și Doamne, ajută-ne să Te urmăm pe Tine până la capăt. Ne așezăm în liniște la picioarele Tale și sufletul ni-l deschidem ca să ascultăm Evanghelia. Îți mulțumim că ne vei vorbi și că ne vei binecuvânta în numele lui Iisus. A Ta să fie și să rămână slava alături de noi, Tată. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Încă o dată vă binecuvintez pe toți cei care ați ales în această dimineață să veniți la Betania sau să deschideți computerul și să fiți cu noi online. Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne-l dă să mai avem încă o duminică, încă o zi în care să fim împreună aici și să ne pocăim. Sunt în urma noastră lucruri care trebuiau făcute altfel. Și dimineața aceasta este un mod în care Dumnezeu vrea să îndrepte ceea ce noi am strâmbat. De aceea vă sugerez și dumneavoastră să vă deschideți sufletul și cu o atitudine de pocăință, cu o atitudine responsabilă să stați înaintea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Rare ori am oportunitatea să rostesc cuvântul Domnului duminică dimineața, însă în duminica aceasta dimineața am avut îndemnul din partea Domnului la această cină, la această părtășie specială cu Domnul și cu biserica Sa, să vă spun un cuvânt pe care Domnul l-a pus în sufletul meu. Și cuvântul acesta este în legătură cu cina Domnului. Ce este cina Domnului pentru tine? M-am gândit să-ți pun această întrebare și să te rog frumos să nu treci în mod ușor peste ea. Te rog, mai gândește-te încă o dată la această întrebare. Ce este cina Domnului pentru dumneata? Nu te întreb ce a fost când ai luat-o prima oară, nici ce a fost când o luai în România, nici ce a fost când ești înconjurat de proroci, nici ce a fost când ești pe înălțimile spirituale, nici ce a fost în vremurile bune când erai altfel decât acum, ci te întreb ce este cina Domnului astăzi pentru dumneata. Ca să răspundem la această întrebare în mod biblic și sincer, vreau să ne luăm împreună timp și noi înșine să punem întrebări și Biblia să ne răspundă. Dumnezeu își găsește plăcerea să răspundă întrebărilor fiilor oamenilor, întrebări care sunt puse cu respect și cu responsabilitate.
Aduceți-vă aminte că Domnul îl invită pe Iov să pună întrebări și el să-i răspundă. Prima întrebare pe care ne-o punem, sau primul lucru asupra căruia vrem să ne oprim atenția, este numele și semnificația acestora date la ceea ce noi numim cina Domnului în Biblie. Noi știm că cina Domnului este al doilea act de cult, al doilea sacrament după botez, după botezul în apă. Știm că botezul în apă are un rol inițiator în viața spirituală, timp în care cina Domnului are un rol permanent. Botezul îl faci ca un act de inițiere la început și nu-l mai repeți. Timp în care cina Domnului are un caracter permanent și o faci de fiecare dată, pentru că ea te pune în relație cu Iisus Hristos, are multe semnificații și trebuie repetată mereu și mereu cu curăție de inimă și cu adâncă responsabilitate. În cuvântul lui Dumnezeu găsim mai multe denumiri pentru cina Domnului și fiecare denumire înseamnă ceva anume. Are o altă semnificație care întregește tabloul înțelegerii pe care un om al lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă în inimă atunci când se gândește la sacramentul cinei Domnului. Prima denumire pe care o găsim în Scriptură este chiar cina Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel spune în versetul 20, acest nume, cina Domnului. Asta înseamnă că Domnul își ia timp să aibă părtășie cu copiii săi. În dimineața aceasta poate te simți singur, abandonat. Poate te simți așa de vinovat încât nu mai poți să îndrăznești, să speri că meriți prezența lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun că ești aici la cina Domnului împreună cu Iisus Hristos și El este aici pentru tine. A doua denumire este frângerea pâinii, Fapte, capitolul 2, versetul 42. Aceasta are semnificația frângerii trupului Domnului Iisus Hristos, care plătește datoria fără de legilor noastre a vinovăției noastre. În dimineața aceasta te rog să te gândești la Golgota, dealul din Israel, unde sau pe care au fost înfipte trei cruci, pe cea din mijloc a fost prins în cuie Iisus Hristos. Trupul lui a fost frânt, așa cum în simbol noi vom frânge pâinea în mai multe bucăți, pentru ca sângele curs să-ți ierte păcatele care ți apasă conștiința în această dimineață. Acest nume vrea să te asigure de iubirea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Ești un om care greșești mult în existența umană și în dimineața aceasta, pentru că te-ai întâlnit cu Iisus, El nu are haina de judecător, ci pe cea de mijlocitor și mijlocește la Tatăl pentru tine și pentru mine. El s-a frânt cum noi vom frânge pâinea. Lasă ca această speranță să-ți intre în suflet și să te ridice din adâncurile vinovăției în care poate ești chiar acum. Al treilea nume pe care îl găsim în Scriptură este împărtășirea. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16. Asta presupune că noi oamenii ne unim în Duhul cu Hristos, care este Dumnezeu. Avem părtășie unii cu alții și împreună avem părtășie cu Domnul nostru. Noi nu suntem separați de Dumnezeu. Noi nu trăim separați de Regele nostru. Noi nu ne unim cu El prin sărbătorile Crăciunului și Paștelor. Noi trăim cu Dumnezeu și chiar dacă alunecăm, chiar dacă avem momente de slăbiciune, noi suntem în Duhul cu Iisus și fiecare întâlnire din sanctuar sau din viața personală este un moment de revenire la realitatea trăirii în Dumnezeu, la dimensiunea prezenței lui Dumnezeu. În dimineața aceasta te rog, smulge-te din gânduri străine, smulge-te dintr-o lume a singurătății și a vinovăției fără limită și înțelege că Iisus a venit aici să aibă părtășie cu tine. Iisus a venit să te atingă, să te ierte, să șteargă lacrimile, să te încurajeze și să spună că vremea pe care o mai ai de trăit, vrea să o trăiești cu intensitate slujindu-L pe El, în libertatea și în îndrăzneala pe care ți-o face chemarea Lui. Nu trebuie să fii un fricos și nici să te simți vinovat fără limită, pentru că Iisus a venit aici ca să te ierte și El privește la tine cum odinioară a privit la vinovații de pe Golgota care îl înconjurau țipând. Și astăzi spune că și atunci, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Domnul vrea să ai părtășie cu El, dar nu cu un duh de frică. Ridică-te din starea în care ești. Lasă ca
meritele sângelui său să-și facă efectul în viața ta. Ești copilul Domnului. Pentru tine a murit Hristosul lui Dumnezeu, într-un chin pe care nu-l vei înțelege niciodată, cu trupul sfârtecat de cuie, de bici, de suliță și de spini, pentru ca în dimineața aceasta să te poată asigura pe drept cuvânt, nu în mod fals, că te iubește, că te poată ierta și că este aici împreună cu tine. Un alt nume pe care îl întâlnim este Prasnicul. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Prasnicul este sărbătoare. Este o masă unde oamenii sunt chemați să mănânce. Și cineva s-a cheltuit, s-a ostenit, a transpirat și s-a organizat. Masa nu este a Bisericii Betania, nu este a pastorilor, masa este a Domnului. A venit Domnul din cer și a chemat oameni ca noi la masa Lui. Și ne mirăm și astăzi cum a putut Domnul să accepte oameni ca noi în prezența sfințeniei Lui. Dar înainte să ne cheme, ne-a spălat, ne-a curățat, ne-a eliberat de vinovăția noastră și astăzi este cu noi la sărbătoare, este cu noi la prasnic. Este un mare prasnic unde s-a coborât cerul ca să se unească cu pământul. S-a coborât Mântuitorul să se întâlnească cu cei care l-au acceptat prin jertfă, prin credință, prin pocăință. Ce mare har pentru mine să fiu la prasnic. Puteam să fiu astăzi sub roțile unui camion sau puteam să fiu în spital. Puteam să fiu în comă, departe de Domnul, puteam să plâng în mijlocul familiei, disperat de o nenorocire care a venit peste mine, dar sunt la prasnic împreună cu Iisus și simt cum se duce vinovăția mea, simt cum descurajarea pleacă și cum mi se șterg lacrimile și simt brațele Domnului care mă înconjoară. Ce bine este să trăiești prin credință, ce mult face să stai în casa lui Dumnezeu și să vină Duhul Sfânt și cuvântul Evangheliei să te încurajeze, să te mângâie și să te invite la pocăință. Ultimul nume pe care îl găsim în Scriptură, dat cinei Domnului, ca o altă semnificație care întregește tabloul înțelegerii noastre despre ce înseamnă relația spirituală cu Domnul la cină, este Euharistia. Euharistia este un cuvânt grecesc care este compus din două cuvinte, eus și haris. Asta înseamnă recunoștință, este masa recunoștinței. Niciodată parcă nu mă simt mai emoționat decât într-o zi în care văd în pahar rodul viței, care pentru mine înseamnă sângele nevinovat care a curs din trupul lui Iisus, ce nu merita să fie străpuns și nici biciuit și nici lovit, ci doar respecta și purta pe brațe. Dar sângele a curs din rănile lui și l-a durut așa de mult atunci. Și rodul acesta al viței la care eu mă uit chiar acum pus în pahar, îmi aduce aminte că Hristosul lui Dumnezeu a venit și înainte să-mi ceară să fiu sfânt, a murit pentru mine ca să mă sfințească. Și mă uit la azima aceea care este făcută din făină și mă gândesc că ea va fi ruptă așa cum a fost rupt trupul Domnului Iisus Hristos și cum a curs sângele Lui pentru mine. În inima mea există recunoștință solemnă, adâncă, există un sentiment nesfârșit de apreciere și de admirație. Atât de mult am întânjit după iubirea oamenilor și așa de ușor oamenii te critică, ți întorc spatele, pe nedrept sau pe drept, nu mai vorbesc cu tine niciodată. Și oamenii nu știu toate defectele noastre, însă Domnul cunoaște toate adâncimile vinovăției și defectelor noastre și în mod inexplicabil continuă să ne iubească. Cum să nu ne întoarcem cu recunoștință spre un Dumnezeu care, în ciuda faptului că ne cunoaște vinovăția, are putere să treacă peste ea pentru că ne pocăim și cu brațele deschise vine și ne primește și simțim că suntem la sânul Lui ca odinioară Ioan? Cum să nu avem recunoștință pentru Domnul care ne îndatorează în fiecare zi cu iertarea Lui, cu rugăciunile ascultate? Cine ți ascultă ție rugăciunea în toiul nopții, când ești abandonat, când ai datorii, când nu te ia somnul gândindu-te cum o să rezolvi problema care apare în zorii dimineții și n-ai pe nimeni să suni, nimeni nu poate să-ți rezolve problema, poate ești bolnav sau poate cineva din casa ta, poate ai datorii, poate te simți singur, poate cauți iubirea și este nicăieri, n-ai decât ură și singurătatea care te macină și în toiul nopții sau ziua te cercetează Dumnezeu și îți umple sufletul gol de prezența Lui. Ce ai putea să-i dai în această dimineață? $1, $50, $100? Ce să facă Dumnezeu cu banii tăi?
Lasă ca din inima ta să izvorească sentimente de recunoștință. Exprimă-le în cele mai solemne cuvinte care le ai. Gândește-te la Domnul. El aude gândul tău. El înțelege sentimentele tale de apreciere și de recunoștință. Cina Domnului este clipa în care ne pironim ochii la vasele care conțin elementele ce simbolizează trupul și sângele. Și ne gândim că pe niște oameni vinovați ca noi nu ne-ar fi iertat nimeni niciodată decât bunătatea lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia, fiecare dintre ei, ar ști cât de vinovați suntem noi, fiecare dintre noi, ne-ar disprețui și nu ne-ar mai da niciodată respectul și aprecierea lor. Și Domnul cunoaște toată vinovăția noastră, în toată adâncimea și nebunia ei. Și în această dimineață este aici, cu trupul său rupt în bucăți și cu sângele său înșirat în picuri în praful de la baza crucii. Ce sentiment ai putea să ai decât sentimentul neputinței? Decât un sentiment de vinovăție. I-ai promis Domnului că o să faci mai mult și oricât ai făcut, simți că ai făcut așa de puțin. Iisus merită ultima respirație pe care tu o vei mai avea. Merită ultimul ban pe care l-ai în buzunar. Merită ultimul gest pe care îl vei face înainte să închizi ochii. El merită totul, te merită pe tine de la început până la sfârșit, pentru că El a murit pentru tine. Nimeni n-ar fi dispus să moară pentru tine. Dacă îi cer cuiva $500 împrumut, se gândește dacă să-ți dea sau nu. Și Hristos ți-a dat viața pentru ca să trăiești, pentru că tu erai mort în păcatele tale. Erai un om urmărit de mânia lui Dumnezeu. Erai sub condamnarea propriilor păcate. Erai sub brestemul păcatului tău, dar Hristos ți-a dat viața. Dă-i Domnului în această dimineață recunoștința. Concentrează-te la prezența Domnului. Nu vorbi cu cel de lângă tine. Cel de lângă tine este așa de puțin important acum. Gândește de la Domnul care a acceptat să părăsească gloria și a coborât între animale, să se nască sub răsuflarea lor caldă, pentru ca să vină și să-ți încălzească sufletul tău, să te iubească pe tine, să te mântuiască pe tine. Chiar dacă ești singur în țara aceasta, să știi că tu nu ești singur. Dumnezeu este cu tine. Și când Dumnezeu este cu tine, majoritatea este cu tine. Pentru tine se luptă Dumnezeu. Și când Dumnezeu este cu tine, nu poate fi nimeni împotriva ta. Lasă ca un sentiment de recunoștință să se înalțe chiar acum din sufletul tău. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este întrebarea la care vreau să răspundem. De ce trebuie să ne împărtășim? Eu știu că natura noastră umană se obișnuiește cu lucrurile care le repetăm. Orice lucru este frumos la început, după aceea devine plicticos, oricât de frumos ar fi. Rochia pe care ai dat o grămadă de bani și cu care ai fost atât de fericită când te-ai îmbrăcat prima oară, astăzi este în clasă și ești în stare să o trimiți în România că nu-ți mai place. Vrei alta. Mașina cu care te-ai fudulit în parkingul bisericii prima oară când ai venit, astăzi nu mai are nici o însemnătate pentru că este veche. Ei, cina Domnului cu care te-ai împărtășit de atâtea ori, în mod natural, în mod omenesc, te pune în situația să nu mai apreciezi ca la început. Și tu ești o persoană vinovată dacă nu te disciplinezi să ieși de aici. De ce trebuie să ne împărtășim noi? Nu pentru că ne-am întâmplat să fim prezenți când se împarte cina Domnului. Și cum să n-o luăm? Ce o să zică păstorul dacă n-o iau? Ce o să zică soția sau soțul, copiii? Ce o să zică biserica? Se uită toată lumea la mine și o să zică ăsta nu ia cina Domnului că ăsta e păcătos. Și atunci întind mâna și înghit blestemul. Spune-mi, de ce te împărtășești? Știi de ce te împărtășești? Sau trăiești într-o ignoranță vecină cu păcatul? Suntem aici împreună cu Iisus și în prezența Lui există învățătură. O învățătură care ne orientează înspre Dumnezeu în mod corect. Să avem libertatea să facem cu îndrăzneală lucrurile Lui Dumnezeu, pentru că trebuie. De ce trebuie să ne împărtășim? Trebuie să ne împărtășim în primul rând pentru că atunci când ne împărtășim, facem un act de ascultare față de Domnul care ne-a poruncit să ne împărtășim. În Matei, în textul pe care l-am citit, versetele 26 și 27, Hristos a spus, și acest cuvânt este un imperativ, adică are caracter obligatoriu. E ca atunci când poliția spune, trage pe dreapta. Poliția nu-ți spune dacă vrei poți să tragi pe dreapta, dacă nu poți să te duci în față. Polițistul când vorbește nu-ți dă sugestii, ci imperative, sporuncește, spune trage pe dreapta și știi bine că n-ai încotro. Nu-ți place, dar tragi pe dreapta. E, asta a spus Hristos, luați, mâncați.
beți toți din el. Sunt imperative, obligative, sunt ceva ce te obligă să faci asta. Și atunci când o facem, este ca atunci când tragem pe dreapta, ne supunem celui care în spate are haină și mașină cu autoritate. Dacă n-ar avea haină și mașină cu autoritate, noi n-am trage pe dreapta. Ce s-ar întâmpla să tragem pe dreapta ori de câte ori cineva ne trage pe dreapta? Dar el are o haină ce reprezintă autoritate în America. El are o mașină ce reprezintă autoritate în America. De aceea tragem pe dreapta pentru că ascultăm de autoritate. Când ne împărtășim, ne împărtășim nu neapărat că ne simțim bine sau nu. Nu neapărat pentru că am făcut lucruri extraordinare ieri sau nu. Ci doar pentru faptul că cineva care are autoritate peste sufletul meu și peste conștiința mea, cineva care este important pentru mine, îmi spune să fac aceste lucruri și eu le fac. Le fac pentru că mi-a poruncit el. Le fac pentru că el este autoritate pentru mine. Și el îmi spune să fac asta. Și o fac. N-are importanță dacă mi-este greu sau ușor. Are importanță că în sufletul meu am bucuria că pot să fac ceva ce împlinește dorința Dumnezeului meu. Mi-aduc aminte că el este trist când oamenii spun din gură lucruri pe care nu le fac cu viața. De atâtea ori el a manifestat tristețea spunând: de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți voia tatălui meu? Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar nu face cu toată inima lucrul meu. Dumnezeu este preocupat nu atât de mult de ce spunem, și asta este important, dar este preocupat să vadă dacă cu vorba este unită și fapta. În dimineața aceasta ne împărtășim pentru că e o poruncă să ne împărtășim. Și nu avem libertatea să tragem pe dreapta sau nu. Dacă fugim de poliție, știți bine ce se întâmplă, devenim mai vinovați. Dar dacă tragem pe dreapta, o să fim amendați și până la urmă scăpăm. Noi trebuie să ne împărtășim pentru că este o poruncă să ne împărtășim. Este o expresie a ascultării de Domnul. Asta nu ține de moftul meu și de plăcerea mea, ci ține de ascultarea mea. Vai de mine să nu-L ascult pe Domnul. În al doilea rând este un act de amintire a jertfei Domnului Iisus. În Luca, în capitolul 22, versetul 19, sau în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 24 și 25, Hristos spune: atunci când vă împărtășiți, voi împărtășindu-vă, vă aduceți aminte de simbolul elementelor cu care vă împărtășiți. Elementele sunt pâinea și rodul viței, dar ele simbolizează trupul și sângele. Când eu am elementele acestea în mână, mă uit la ele și văd un Hristos plin de sânge și o expresie de durere adâncă este pe chipul lui. Are coroana de spini apăsată pe cap, are abdomenul perforat, găurit de suliță, și mâinile și picioarele lui sunt prinse de lemn cu cuie. E bine, eu văd imaginea aceasta atunci când am în mână bucățica de pâine și înghițitura de rod al viței. O văd, îmi imaginez asta pentru că îmi face bine să îl văd pe Domnul cât de mult a suferit pentru păcatele mele și să știu cât de important sunt eu pentru el. Credeți că dacă eram un gândac de Colorado sau oricare alt vietate, ar fi venit gloria din cer să se întrupeze într-o persoană, să vină între animale, să trăiască pentru un gândac de Colorado și să moară pe cruce? Nu, el a venit pentru mine. Eu știu că nu sunt important pentru 6 miliarde de oameni, dar sunt important pentru Hristos. Dacă n-aș fi fost important pentru El, n-ar fi venit să moară pentru mine. A părăsit gloria din cer, a lăsat cerul gol și a umplut pământul cu prezența Lui, doar pentru că sufletul meu e important pentru El. Astăzi cum să-mi iau din mâna Lui ceea ce a câștigat murind? Atunci când eu iau în mână și înghit dumicatul de pâine și înghițitura de rod al viței, eu apreciez jertfa din Golgota și sunt așa de onorat în dimineața aceasta că pot da respect și onoare jertfei Domnului meu Iisus Hristos. E ceea ce mai pot să fac pentru El. E amintirea, păstrez în memoria mea, în locul cel mai de cinste, amintirea morții Lui pentru mine. Și n-am să pătez și n-am să ascund și n-o să-mi fie rușine să-mi aduc aminte de Domnul meu care a murit pentru mine. În al treilea rând, ne împărtășim pentru că noi mărturisim despre moartea Lui. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26. Îmi face plăcere să mă laud cu copiii mei, mai ales atunci când ei sunt foarte ascultători. Îmi face plăcere să mă laud cu soția mea, să mă laud cu realizările mele, cu ce reușesc să fac bine. Însă cel mai mult îmi face plăcere să vorbesc despre Hristos care a murit pentru mine.
Asta mi-acoperă toată vinovăția mea. Asta ascunde tot ce este urât în viața mea. Asta promite că într-o zi voi fi în cer, în locul de glorie. Eu vorbesc despre moartea lui Iisus, pentru că atunci vorbesc despre viața mea. Eu vorbesc despre sângele lui, pentru că atunci vorbesc despre iertarea mea. Vorbesc despre locul unde eu voi fi în cer. Vreau să știți că într-o zi voi fi în cer și am să cânt acolo, chiar dacă astăzi nu am voce să cânt în corul bisericii. Atunci o să cânt, pentru că vocea mea o să fie la fel ca a dumneavoastră, cea mai frumoasă voce. O să fiu într-o zi în cer, doar pentru că Iisus a murit pentru mine. Cum aș putea să uit să nu spun astăzi la oameni despre moartea lui? Atunci când eu mă împărtășesc cu ceva ce are legătură cu moartea lui. Trupul lui omorât, sângele lui curs în timpul morții. Sunt elementele care reclamă, care predică despre moartea lui Iisus. Și este o onoare pentru mine să predic în dimineața aceasta despre Domnul, nu prin predică, ci prin împărtășirea cu sângele și cu trupul lui. N-o să mă oprească nimeni să nu țin în mâna mea, în gura mea și în viața mea, viața lui Iisus Hristos. Pentru că în felul acesta am să predic despre moartea lui. Este cel mai mare lucru pe care pot să-l spun. În al patrulea rând, noi ne împărtășim pentru că împărtășindu-ne facem un act de confirmare a mântuirii prin sângele lui Iisus. În Matei, în capitolul 26, versetul 28, citim despre faptul că sângele Domnului Iisus Hristos a făcut un legământ între El și Tatăl, un legământ care ne privește pe noi. A fost un transfer de vinovăție pus de la mine la El și un transfer de nevinovăție pus de la El la mine. Atunci când ne împărtășim, noi confirmăm că suntem mântuiți. Cum vei confirma în această dimineață că ai viață, că ești mântuit? Dacă îți pui capul între urechi și stai acolo pe bancă sub vinovăția pe care o ai și spui nu mă împărtășesc luna asta, de ce nu te împărtășești luna asta? Crezi că dacă nu vrei să te pocăiești luna asta, o să vrei să te pocăiești luna viitoare? Dacă acum ești rău, vei fi bun luna viitoare? Cum te faci mai bun? Cum vei reuși să te faci mai bun până luna viitoare? Ce vei folosi să te faci mai bun? Cu ce te vei spăla? Dacă tot poți să te faci mai bun luna viitoare, fă-te acum! Și dacă tot ai de gând să te pocăiești, pocăiește-te astăzi. Ești sigur că mai trăiești încă o lună? Astea sunt obiceiuri omenești. Nicăieri în Scriptură nu întâlnim să amânăm cina Domnului. Întâlnim să ne simțim vinovăția, să ne pocăim de ea și așa să ne împărtășim, nu așa să amânăm. Astea sunt obiceiuri tolerante omenești. În al cincilea rând, ne împărtășim pentru că este un act de părtășie frățească, suntem cu frații. În al șaselea rând, ne împărtășim pentru că este un act de mulțumire adusă Domnului. În al șaptelea rând, este un act de proclamare a revenirii lui Iisus. În al optelea rând, este un act care introduce noul legământ făcut sub autoritatea sângelui lui Iisus Hristos. În al treilea rând, frați și surori, încheind cele opt puncte care au răspuns întrebării de ce ne împărtășim în al treilea rând, vreau să observăm în Biblie cu ce este asociată cina Domnului. Pentru că asociații mei arată cine sunt eu. Dacă eu am niște prieteni alcoolici, să știți că, chiar dacă nu par, sunt la fel ca ei. Cu cine este asociată cina Domnului? Cina Domnului, citim în Fapte, în capitolul 2, este asociată cu învățătura doctrinară bună, învățătura apostolilor, este asociată cu părtășia frățească, este asociată cu rugăciunea. Aceste trei lucruri sunt asociate cu cina Domnului. Ele sunt un buchet de patru lucruri pe care le făcea biserica primară la început. Sunt asocierea celor patru lucruri care trebuie făcute de sfinții Domnului. Spune-mi, de ce nu vin la întâlnirea cu surorile când există întâlnire cu surorile? De ce nu te asociezi cu femeile sfinte din biserică? De ce nu vin la întâlnirea cu frații când avem întâlnire cu ei? De ce nu te asociezi cu ei? De ce nu urmărești rugăciunea de fiecare dată când poți, indiferent când este asta? Acestea sunt grupul celor patru lucruri, dintre care face parte și cina Domnului. Nu poți lua unul dintre ele. Trebuie să le iei pe toate, pentru că sunt asociați, sunt în corporație, sunt în asociație. Cina Domnului este asociată cu aceste trei lucruri. Haideți să observăm puțin despre participarea noastră la cina Domnului, pentru că aceasta este o foarte mare problemă. Este o foarte mare problemă pentru că Biblia este suficient de vastă ca oamenii să se rătăcească în ea citind-o. Și oamenii să o înțeleagă într-o mie de feluri.
Biblia astăzi este citită în același fel și este interpretată în foarte multe feluri. Aș vrea să vă propun să ne gândim la cum trebuie să fim noi când ne împărtășim. Pentru că aceasta este practic miezul problemei. Cum trebuie să fim noi când ne împărtășim? Condiția participării la cina Domnului este sfințenia, nimic altceva. Sfințenie care presupune credință în Iisus, pocăință, naștere din nou, neprihănire, să-ți ceri iertare de la persoanele la care ai greșit, să ierți pe cei care îți ceri iertare, să te smerești în fața Domnului, să-ți mărturisești păcatele. Asta înseamnă sfințenie. Condiția esențială să te împărtășești este sfințenia. Ca tu să fii sfânt, trebuie să crezi în Iisus, trebuie să te pocăiești. Dacă tu te-ai pocăit, te-ai și botezat în apă. Dacă tu te-ai pocăit, te-ai botezat în apă, tu trăiești în neprihănire. Și când ți se întâmplă să nu reușești, tu te smerești, tu îți mărturisești păcatele, tu iei o zi de post, tu te arunci în praful drumului și ceri iertare de la Dumnezeu. În condiția asta te poți împărtăși în această dimineață. Neprihănirea, sfințenia este condiția în care te poți împărtăși. Observați, vă rog, că fiecare persoană trebuie să se împărtășească. Nu există excepție. Excepție sunt persoanele care se fac atât de vinovate încât sunt excluse din biserică. Biblia vorbește foarte mult despre excluderi din biserică. Numai că aerele date de libertinajul american pe noi ne ofensează foarte tare când vorbim despre excludere. Însă vreau să vă spun că Biblia vorbește foarte categoric despre persoane moarte, spiritual, care nu mai au capacitatea să iasă la viață și care devin niște surse de miros urât, de împuțiciune, ele trebuie scoase afară. Asta spune Evanghelia, nu o spun eu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 5:11-13, citiți cuvântul Domnului. 2 Tesaloniceni 3:6, citiți cuvântul Domnului. Persoane care au o învățătură doctrinară greșită trebuie scoase afară. Citiți cuvântul lui Dumnezeu, Tit 3:10 sau 2 Ioan 10:11. Persoane care provoacă dezbinări sau tulburări, care instigă frățietatea, care umblă cu bârfe și spune șo-șo-șo-șo-șo-șo. Și când ai auzit șoșoitura asta, nu mai poți să-l privești niciodată pe omul pe care l-ai privit până atunci în ochi. De ce? Datorită șoșoiturilor. Ei, oamenii aceștia, dacă în mod permanent trăiesc așa, ei trebuie scoși afară. Pentru că ei nu sunt decât niște oameni care provoacă tulburări în biserică. Oamenii ăștia nu mai pot participa niciodată la cina Domnului. Dar în afară de oamenii ăștia, tot poporul trebuie să participe la cina Domnului. Unde găsim noi în Scriptură un loc unde ne spune să nu participăm la cina Domnului? Ni se spune altceva. Ce ni se spune? Ni se spune că atunci când te împărtășești cu cina Domnului, trebuie să-ți dai seama ce faci. Trebuie să realizezi că cina e a Domnului și că e sfântă și ca să te apropii de ea, să intri în relație spirituală cu ea, trebuie să ai o anumită competență spirituală. Trebuie să ai o anumită vrednicie spirituală, trebuie să ai un anume merit spiritual. Care e meritul spiritual? Meritul spiritual e sfințenia. Și atunci, ca un trăznet întrebarea mea peste dumneavoastră, cine este atât de sfânt încât în dimineața aceasta să spună eu? 6 miliarde de oameni sunt pe pământ. Oricine îl cunoaște pe Domnul și are toată mintea în cap, nu poate să spună asta. Nimeni. 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 Nimeni nu poate să spună asta. De când, de cât, încălcând ceea ce spunea Domnul, cine spune că nu are păcat. Uitați ce spune Scriptura. Oricine își permite să se atingă de cina Domnului, fără sfințenie sau fără băgare de seamă, se face vinovat de moartea jertfei Domnului Iisus Hristos, de moartea Domnului, de jertfa Domnului. Și acum Domnul, după ce pune jos problema, pune jos soluția. Nu spune Scriptura, ai stai deoparte și pedepsește-te 3 luni de zile. Nu spune Scriptura nici, lasă-te copleșit de sentimentul de vinovăție și mai vezi luna viitoare ce simți. Că noi nu trăim prin simțire, noi trăim prin credință. Și uitați ce spune Scriptura. Fiecare să se cerceteze pe el, nu pe altul, și așa să se împărtășească. Unde ai citit dumneata să nu te împărtășești? În tradiția care te copleșește. Scriptura spune, atunci când te împărtășești, uită-te la ce te împărtășești și realizează că acolo e divin timp în care tu ești uman.
Divin presupune două lucruri: să fii sfânt și să conștientizezi că nu ești. Ce paradox! Și văzând că nu ești, să apelezi la singura metodă pe care o ai să devii. Cum poți să devii sfânt? În cea mai bună lună pe care ai trăit-o în viața dumitale, n-ai fost neprihănit și sfânt la modul absolut. Poate cineva să trăiască 30 de zile fără ca Dumnezeu să nu găsească păcat în viața lui? Păi Iov spunea: Dumnezeu găsește păcat în îngeri. Și credeți că Dumnezeu va fi tolerant cu noi timp în care pe Lucifer l-a aruncat în văzduh și pe Adam și Eva i-a exclus din grădină? Și pe casa lui Acan i-a pus sub un mormar de dărâmături și pe Iuda l-a agățat de o frânghie și pe Petru l-a pus să plângă în grădină și pe Anania și Safira i-a omorât pe loc? Și cu noi e tolerant că noi suntem drăguții lui Dumnezeu? Aceeași asprime o are judecata lui Dumnezeu față de păcatul din noi. Și noi toți avem vinovăție, mai mult sau mai puțin. Și Hristos spune: când te apropii de cina Domnului, realizează că sfințenia ta e o sfințenie de natură omenească și nu întrunește condiția absolută a sfințeniei lui Dumnezeu. Și atunci așează-te în fața Domnului și cercetează de pe tine însuți și pocăiește-te pe tine însuți și mărturisește-te și cere sângele Domnului. Și atunci Domnul te iartă de ceea ce ți-a scăpat, nu de trăirea ta în păcat, ci de ceea ce ți-a scăpat. Și așa să te împărtășești mai apoi. Spune-mi, de ce nu vrei să te pocăiești în această dimineață și mai repede stai pe bancă? Cine te-a învățat să stai pe bancă? De ce stai pe bancă? Oricum nu vei sta toată viața pe bancă, luna viitoare tot trebuie să te pocăiești. De ce alegi să te pocăiești luna viitoare? De ce luna viitoare poți să crezi că te iartă Iisus și în această dimineață nu poți să crezi? De ce luna viitoare Domnul e mai bun decât în această dimineață? De ce data viitoare păcatul tău e mai mic decât acum? Nu înțelegi că e la mijloc doar o tradiție? Omule, ești vinovat. Dacă ești vinovat, aruncă-te la pământ și spune-i: Doamne, sunt vinovat. Nu pot să mă împărtășesc pentru că mă simt vinovat. Dar unde să mă duc? Unde? Vin la tine, te rog, iartă-mă. Uite ce am făcut, uite ce am făcut, uite ce am făcut, iartă-mă. Unde citim în Scriptură că dacă cineva se pocăiește, nu-l primește Dumnezeu? 1 Ioan capitolul 2 versetul 1: copilașilor, să nu păcătuim, dar dacă păcătuim, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor, pe Hristos care a murit pentru noi. Capitolul 1 versetul 9: dacă ne mărturisim păcatele, El ne iartă. Unde scrie că nu ne iartă dacă ne mărturisim? Dacă nu ne mărturisim, nu ne iartă, dar dacă ne mărturisim, ne iartă. Nu dacă mărturisim păcate în care trăim, ci păcate pe care le facem accidental, de care ne pocăim, pentru care ne pare rău. Și spunem: ah, Doamne, ce prostie am făcut, ah, Doamne, ce rău îmi pare, regret acum, acum îmi pare rău, dar nu mai pot să fac nimic, te rog, pe tine fă ceea ce nu mai pot să fac eu. Și îl rog pe Domnul să pună sânge peste mizeria din viața mea, peste păcatul meu, peste slăbiciunea mea, peste scăparea mea, peste indiferența mea, peste irresponsabilitatea mea, peste binele pe care puteam să fac și nu l-am făcut, peste răul pe care nu trebuia să-l fac și l-am făcut. Și după ce eu m-am rugat prin credință, după ce mi-am mărturisit păcatele, după ce m-am angajat să nu mai fac, după ce m-am smerit în fața Domnului și m-am pocăit, eu sunt iertat acum. Pentru că prin credință trăiesc eu cu Dumnezeu și prin mărturisirea păcatelor eu mă pocăiesc și Domnul mă iartă. De ce trebuie să amân o lună ca să mă împărtășesc? Nu vreau să schimbe nimeni modul de viață datorită învățăturii pe care o spun eu. Eu îmi fac datoria să spun Evanghelia. Felul în care reacționez dumneata la Evanghelia lui Iisus Hristos nu-i problema mea. Este problema dumitale. Însă vreau să spun un singur lucru: Hristos vrea să ai viață. Vrea să ai viață, să te simți iertat de Dumnezeu. Să știi că atunci când te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Nu-i trebuie o lună lui Dumnezeu să te polizeze și nici să te frece cu un mototol cu detergent. Lui Hristos te iartă acum când te pocăiești. Asta e Evanghelia lui Iisus Hristos. Cum trebuie să ne împărtășim? Ne apropiem de masa Domnului și știm că nu ne putem duce. Cum să mă duc eu acolo? Cum să mă duc eu acolo? Dar eu nu știu ce am făcut, ce am zis, ce am gândit și ce am simțit. Cum să mă duc eu acolo? Cum să mă ating eu de sfânt când eu sunt om din carne? Când am gânduri, când am sentimente, când am fapte, cum? Am fost eu sfânt ca Dumnezeu? Eu stau și mă pocăiesc, dar nu pentru păcatul în care trăiesc în destrăbălare, în care mă complac de multă vreme ca să mă ierte Domnul, nu?
Vreau în această dimineață să înțelegi, fratele meu, și cu acest gând vreau să închei. În 1 Corinteni, capitolul 11, se vorbește despre judecată. Și dacă vreți să acceptați ceea ce vă spun în încheiere în momentele următoare, vreau să vă spun că în versetele de la 28 la 31 sunt patru cuvinte care vorbesc despre judecată. Acestea sunt cuvinte luate din dreptul penal al vremii de atunci și noi trebuie să le înțelegem semnificația. Pentru că aici este vorba de un proces, ca la tribunal, ca în cort, este vorba de un proces. Vă rog frumos să vă deschideți scripturile dacă le aveți și să priviți chiar acum în ele. Dumneavoastră aveți acces prin internet sau cărți astăzi la limba greacă, la tot felul de explicații, concordante, dicționare, verificați dacă ceea ce spun este corect sau nu. Dar dacă este corect, vreau să credeți și această credință să vă facă liberi. Uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. În versetul 28, priviți 1 Corinteni capitolul 11, versetul de la 28 la 31, versetele de la 28 la 31, versetul 28, versetul 29 și 31 prima parte, 32 a doua parte, 31 a doua parte și 32 și 32 a doua parte. Sunt cuvinte care noi le interpretăm la fel, pentru că Cornilescu, când le-a tradus, nu a avut cuvinte ca în limba greacă să le spună. Nu le-a dat sensul care a avut atunci. Uitați ce spune versetul 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Aici cuvântul este următorul, înțelesul, semnificația este următorul. Este verbul dokimazo din limba greacă. Știți ce spune verbul acesta? Ce înseamnă în limba grecească? Uitați ce înseamnă. Verifică mașina înainte să pleci la drum. Verifică șaua de pe măgar sau de pe cal sau de pe cămilă dacă este prinsă bine. Să nu cumva să te urci tu sau familia, soția, copiii și să te răstorni să mori. Verifică, asigură-te. Verifică, fă o verificare. Verifică avionul înainte de a te urca în el. Verifică pușca înainte de a o pune pe umăr. Verifică lucrul pe care urmează să-l folosești, să vezi dacă este în regulă. Să nu cumva să fie în neregulă și tu să fii indus în eroare. Fă o verificare atentă. Ei, asta spune Pavel aici. Fiecare să se verifice pe sine însuși. Verifică-te în această dimineață. Vrei să-mi spui că te găsești alb ca zăpada? Vrei să-mi spui că te găsești în absența oricărei vinovății, a oricărui păcat? Vrei să-mi spui că ești pe aceeași treaptă cu sfințenia lui Dumnezeu? Verifică-te! Numai poliția, dacă te oprește odată și te verifică. Dumneavoastră știți că este aproape imposibil să nu aibă un motiv pentru care să te amendezi. Și e un om. Și e un domeniu atât de restrâns, șoferia, condusul mașinii. Dar când e vorba de Dumnezeu, care are ochii ca para focului și despre toată complexitatea vieții care înseamnă existența noastră? Wow! Al doilea verb pe care îl găsim aici în Scriptură este versetul 29 și versetul 31, dar numai prima parte. Aici este un alt verb. Nu mai este dokimazo, ci este diacrino. Ce înseamnă? Care e diferența între acestea? Uitați! Aici diferența, cum traduce Cornilescu? Dacă nu deosebește cineva, asta spune el, dacă nu deosebește. Aici cuvântul este foarte corect tradus, în sensul că este vorba despre capacitatea mea de a face diferența. Adică vreau să mă urc în mașină și verific roțile, vreau să plec undeva, departe, și îmi verific roțile, cauciucurile, nu cumva e unul desumflat? Dacă văd unul desumflat, eu nu mă fac că nu-l văd și fac diferența. Văd că trei sunt bune și unul e rău. Am capacitatea să fac diferența, nu zic, lasă-mă că merg eu și cu un cauciuc de suflat, că am mai mers. Ce? Care e problema? Ci fac diferența. Eu deosebesc cauciucul de suflat, roata de suflată, de celelalte care sunt bune. Eu îl deosebesc. Nu doar îl văd, ci și accept ceea ce văd, comparându-l cu celelalte. Eu mă uit în viața mea și deosebesc lucrurile bune de cele rele. Deosebesc scăpările, defectele de calități. Deosebesc de unde am greșit cu unde nu am greșit. Fac această deosebire. Nu trăiesc în confuzie. Nu am părerea despre mine că sunt Arhanghelul Mihail. Nici că sunt eu nu știu cine în biserica asta. Sunt un om între oameni. Sunt un frate între frați. Sunt un pocăit între pocăiți. Atât. Eu fac această diferență. Nu mă uit la roata
desumflată și spun: nu, Doamne, e umflată, că așa o văd eu. Al treilea verb pe care îl găsim aici în Scriptură e verbul crino. E versetul 31, a doua parte, și versetul 32. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune următorul lucru: dacă ne-am judeca singuri. Ăsta este crino. Observați, îmi fac o verificare a vieții, după ce verific, evaluez ceea ce am văzut, ceea ce am verificat și fac diferența, ce e stricat, ce e bun. Și acum mă concentrez pe ce e stricat, că nu o să umflu alea trei roți care erau deja umflate, ci mă concentrez la aia care era desumflată. O umflu sau o duc la cineva care poate schimba cauciucul, o repar, cu alte cuvinte. Ei, asta spune verbul crino. Apreciază-ți vinovăția și repară-ți vinovăția. Rezolvă-ți problema, stai tu înaintea lui Dumnezeu. Nu-L lăsa pe Dumnezeu să vină, că dacă Dumnezeu vine, pentru tine e prea târziu. Tu rezolvă-ți problema. Judecă-te tu singur. Tu singur dă-ți sentință și spune așa: Doamne, eu merit să merg în iad pentru că am greșit. Asta este consecința greșelii. Asta e consecința păcatului, indiferent că mă cheamă Luigi sau Ion. Dar eu mă judec singur. Eu sunt un om vinovat, Doamne. Nu trebuia să fac asta. Eu trebuia să tac atunci când partenerul meu s-a enervat. Eu trebuia să fiu cu minte. Eu trebuia să-mi văd de treabă. Eu trebuia să închid atunci, Doamne. Eu nu trebuia să mai spun aia: Doamne, eu-s vinovat. Nu, el e vinovat. El a fost doar instrumentul pe care l-a folosit cineva. Dar eu-s vinovat, Doamne. Ce am scos din gură, nu-i vinovat el că m-a provocat. Eu sunt vinovat că am scos din gură. Că nu el mi-a luat cuvintele din gură, eu le-am spus. Nu el mi-a luat gesturile, eu le-am făcut. Nu el mi-a luat gândurile, eu le-am luat. Eu-s vinovat, Doamne. Poate Dumnezeu să nu ierte omul acesta care se pocăiește adânc, conștient, responsabil, personal, voluntar? Dacă aceste trei lucruri nu se întâmplă, se întâmplă al patrulea. Aici este verbul catacrino. Și cuvântul spune să nu fiți condamnați odată cu lumea. Asta este vorba despre condamnarea veșnică. Dacă eu nu mă pocăiesc de păcatul meu, Dumnezeu mă condamnă pentru păcatul meu. Dar dacă eu mă pocăiesc de păcatul meu, Dumnezeu mă iartă de păcatul meu. Cina Domnului este cel mai sensibil moment din viața unui om, pentru că ești cel mai aproape de divinitate. Este o atingere efectiv fizică, chiar dacă nu este în mod real cu trupul și sângele, ci doar cu simbolul, cu elementele care reprezintă valoarea trupului și sângelui. Dar este cea mai directă relație spirituală a omului cu Dumnezeu. Și stăm în această dimineață în fața acestei mese a Domnului, care are pe ea elementele pâine și rod al viței. Nicăieri în Biblie nu-i folosit cuvântul vin pentru masa Domnului, vreau să știți asta. Nicăieri. Ci peste tot este folosit paharul și rodul viței. Două cuvinte sunt în Noul Testament pentru rodul viței. Atât, două cuvinte, niciodată vin. Și probabil că altă dată mai vorbim despre lucrul acesta, dar acum nu-i timp. Aș vrea să închei spunându-vă următoarele lucruri, dumneavoastră și mie, oamenii lui Dumnezeu, care sunteți aici în sanctuar în această dimineață. Sunteți în fața la masa Domnului și niciodată nu vă simțiți mai vinovați ca acum. Pentru că niciodată nu vă propuneți să faceți o cercetare mai atentă, o judecată mai exigentă asupra propriului comportament decât acum când știți că vă împărtășiți. Niciunul dintre dumneavoastră nu veți putea să spuneți: eu efectiv pot să întind mâna fără nicio problemă, pentru că am avut o lună de succes spiritual. Nu vei putea să spui asta. E adevărat că ai avut o lună bună. E adevărat că ai făcut dărnicie. E adevărat că ai venit la repetiție. E adevărat că ai făcut eforturi, că te-ai rugat. E adevărat că tocmai am împlinit 40 de zile de post. E adevărat că am stat mai mult la biserică decât acasă. E adevărat, toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar ascultă-mă, undeva în inima ta tu ai greșit înaintea Domnului. În dimineața aceasta nu fugi de Domnul, pentru că tu nu ai la cine să fugi ca să te ierte, ci întoarce-te spre Cel care te vede vinovat. Du-te la El prin credință, apleacă-te la picioarele Lui și spune-i: Doamne, dacă Tu nu mă primești, nu mă primește nimeni. Dacă Tu nu mă ierți, nu mă iartă nimeni. Dacă Tu nu mă speli de păcatul meu, nu mă spală nimeni. Unde să mă duc? Tu ești singurul care poți rezolva scăparea mea, slăbiciunea mea, greșeala mea, păcatul meu. Numai Tu mă poți face din nou curat și neprihănit. Fie-ți milă de mine, Doamne.
pune peste mine sângele Fiului Tău, Iisus Hristos, îmi mărturisesc păcatul meu, mă văd vinovat, îmi pare rău, mă condamn singur, Doamne, dar Te rog pe Tine să mă ierți, de condamnat pot să mă condamn singur, dar de iertat nu mă pot ierta singur, Doamne, iartă-mă, Mi-ai promis că mă ierți dacă mă pocăiesc, mă pocăiesc, mă mărturisesc, mă smeresc înaintea Ta, Doamne, iartă-mă, și prin credință crede ce Te rogi, prin credință crede Evanghelia, că dacă nu crezi e cu neputință să fii iertat, crede! Crede că Dumnezeu nu glumește, nu exagerează. Dumnezeu se ține de cuvânt. Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Încrede-te pe promisiunea lui Dumnezeu, pentru că poți ajunge la mal. Aș vrea în dimineața aceasta, noi, oameni din țărână, care am alergat pe suprafața pământului pentru bucata de pâine, noi, muritorii care cărora ne bate în piept o inimă și ne-am făcut vinovați înaintea Domnului, vreau în momentele următoare să ne luăm timp de rugăciune, timp de pocăință, timp de cercetare, timp de mărturisire. De ce să te judece Dumnezeu? Judecă-te singur, pentru că există Duhul Sfânt în tine, care te învață toate lucrurile. Evanghelia te ajută să faci deosebire între lucrurile bune și lucrurile rele. Stai înaintea lui Dumnezeu și judecă-te. Condamnă-te pentru păcatul care l-ai făcut, dar imploră nu mânia, ci sângele care să-ți repare starea în care ești. Și apoi ridică-te prin credință ca un om iertat, pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă tu te ții de cuvânt să te mărturisești, și Domnul se ține de cuvânt ca să-ți ierte păcatele. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. De aceea suntem aici, pentru că noi știm că Domnul e bun și ne iartă, pentru că noi ne pocăim și vrem să trăim neprihănirea lui Dumnezeu. Vă îndemn în această dimineață pe toți cei care sunteți în sală și pe toți cei care sunteți online cu noi. Luați-vă un timp de rugăciune, de smerenie, de pocăință, de mărturisire, și atunci când vă veți ridica de pe genunchi, prin credință ridicați-vă ca niște oameni iertați, pentru că dacă noi ne facem partea, Dumnezeu e drept și credincios ca să-și facă partea. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului.